Muzeul Național de Istorie a Moldovei găzduiește în aceste zile o expoziție deosebită, care scoate în evidență nu doar valoarea artistică a fotografiilor, ci și o problemă socială, soarta câinilor fără stăpân din țară. Republica Moldova, ca și multe alte țări, se confruntă cu problema animalelor fără adăpost, care, în esență, sunt animale de companie fără adăpost. Iar această expoziție are ca scop să dezvăluie adevăratul lor spirit și personalitate. Expoziția semnată de artista franceză Sophie Gamin aduce în atenția publicului soarta câinilor fără adăpost din Moldova, o problemă adesea ignorată. Prin lentila aparatului său, ea ne invită să privim dincolo de simpla fotografie, să descoperim poveștile de viață ale acestor câini și să reflectăm asupra responsabilității noastre ca societate. Expoziție foarte sufletistă și fetița e mică, dar îi plac animalele și tare, a rămas impresionată. În general, e foarte tare, iubesc animale, mai ales câinii, psicile și a început să citesc și m-am emoționat foarte tare. Expoziția include și un stand special unde vizitatorii pot lua cărți poștale cu fotografiile expuse. Fiecare imagine poartă cu sine un mesaj de compasiune și solidaritate, transformând simplul gest de a achiziționa o carte poștală într-un mic act de susținere pentru aceste animale. Очень жалко, что очень много зверей остаются без хозяевов, и очень жалко, что люди, когда уезжают, они их не пристраивают и выбрасывают на улицу. Да, очень хорошая инициатива, потому что и мне кажется, что рекламу надо давать больше, чтобы люди сюда больше приходили и видели. Fiecare animal surprins în fotografii își transmite povestea vizitatorilor, deseori una marcată de tristețe, dar care se încheie cu un final fericit. Люди, мы, может, например, действуют, может, станут добрее как-то. Мы если кормили собак, до сих пор кормим, а кто не хочет кормить, наверное, никогда не будет. Кормить, помогать. Это дело каждого, и пока не дойдет до сознания человека, что мы в ответе за ближних наших. Scopul artistei este clar. Salvarea și protejarea animalelor fără adăpost. Prin intermediul artei fotografice, ea își propune să creeze legături între animale și societatea care îi poate sprijini. Expoziția va putea fi vizitată în sala muzeului până pe 15 noiembrie.